Mamă, ce somn îmi este. Ăsta ce are, stângacele? Acindecită. Apendicită. Apendicită? Iar apendicită, asta e a treia pe săptămâna asta. Dar ce faceți, bă, frate, bă? Nu mai prind și eu un transplant, o schimbare de sex? Sex? Pule, nu mai repeta cuvântul ăsta, că mă apuc așa niște emoții. Mimișor, n-am pus geană pe geană toată noaptea. Numai una, stângacile, numai una. Dar a trebuit să rezolv situația asta. Nu suporta amânare, înțelegi? Până dimineața am lucrat la ea. Domn doctor, domnule doctor, da. Nu puteți să vorbiți o țâră mai încet? Că nu pot să adorm. Am numărat până acum la 216 ori. Aia la el vrea să doarmă, unii muncești și el vrea să doarmă. Dar ce e cea bădie? Casă de odihnă? Hmm? Și de ce numără oi? Nu e făcut anestezie? Nu, lăsați-l, domnule, în pace. Eu mi-s cioban, domnule. Și am fac recesământul la mine la turmă să nu lipsească vreo oaie. Domn doctor, i-am dat antiestetic, dar e rezistent. Mai fă o doză. Da? Da. Mai iau una. N-am un flăcău. Nu, mă, acum n-ai ceva mai tare așa, mă, de la noi, o, de-asta de prună, ceva, mă. N-ai? Nu. No. Mă, amărâtule, nu, merg la fata aia, la fătuca aia, și să ducă la mine la straiță, să aducă un darab de mămăligă și un darab de brânză, mă. Păi să nu faceți anestezicul pe burta acolo. Brânză? Ce nașpa! Doamne, dar ce pacient avem azi, mă? Da. Nu pacient, vă rog eu frumos să fiți puțin atent. Lăsați-l pe domn profesor, pe domn doctor să vă scoată apendicele și după aceea puteți să numărați câte oi vreți. Eu sunt principal, nu tu. Tu ești secundar, să poate. 301, 302, 303, 304, oiți-l lui tata, oiți-l lui tata. Opa, 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 șar! Nu-i oița mai sexy ca a mea, nu o găsești la nimeni. Gata! Gata, mă! La treabă! Hai! Forfecuță! Așa... Un pic, ce să fac? Pilă! Ai un colț acolo. Asta e. Ce ochi ai, Mimi. Te rog. Așa, ia să vedem. Mimi, tampon? Da? Nu din asta, dragă, din ăla pentru transpirație, cam obosit, te rog, așa. Mmm, ce caz greu! Bonfire! Da. Domnule doctor! Domnule doctor! O fugit oaia neagră pătată pe coadă! Baciule, Coriolan, săriți, mă! Anestezist, fă ceva, rezolvă situația! Anestezist, rezolvă situația imediat! Imediat! Doctor, iertați-mă, nu trebuia să faceți o incizie mică în dreapta jos? Băi, stângacele, nu mă vezi tu pe mine cum să tai, mă? Hmm? Asta este metoda topor. Mimi, lanternă, stângaciu. Asta e. Oh! Da, asta ce-o fi? Asta, asta. Eu cred că e ficat. Domn doctor, eu zic că e bila. Nu, nu, după culoare seamănă cu uterul. Ai dreptate, bă, stângaciule. E uterul. Da, așa. Aici, așa, în stânga. Vezi să nu tai vena aia. Alo, stai o secundă. Mobilul, poțin. Da, da, mamă, eu sunt, da. Sigur că da. Poți să iei jeepul dacă se asortează cu pantofii și poșeta, da. Ai cumpărat mochetă pentru iaht? Da. Bine, te pup, dragă, te pup. Sigur că da. Trebuie să închid telefonul și pacientul. La treabă! Bisturiu! Nu, unul cu zimț. Dă mai bine cu zimțul de bucătărie. Așa. Așa. Ușor, ușor. Stai, stângaciule, așa încă puțin. Gata. Gata. Puteți să-l închideți, ha? Ce zici? Ce operă de artă, ha? Dăm să semnez. Mimi? Da. Așa. Vai, ușule.
Bine că ai mai făcut o operă de artă și astăzi. Mimi, a fost greu, dar am reușit. Era să-l pierdem, ați văzut? Da, da. Dar l-am recuperat. Și bine că nu l-am pierdut, că cine știe cât îl căutam până îl găseam. Anestezist. Da. Te rog. Pot să iau și eu puțin anestezii? Să văd cum e. Poți să trezești pacientul, te rog. Lupi! Lupi! Cum te simți, Bade? Bine, domn doctor, bine mă simt. Dar oaia neagră tot nu a venit înapoi, domn doctor, a dispărut de tot. Acum ce vreau să vă întreb, domn doctor. Asta, cum îi zice, mi-ați scos-o? Apendica. Dar sigur că da, bădie. Uite aici, mai jos de buric, nu simțeai că te deranja ceva? Vibrează. Nu, mă, fă tu că și-ați blândă, mă. Nu, dar păi cum să nu vibreze dacă e al meu, mă? Alo, Coriolane! Bă, oaia e neagră, mă, tot n-a venit, mă. N-a venit. Nu, lasă, mă, lasă. Că am găsit eu aici una blondă, mă.